seara și bine v-am regăsit! Sunt Iona Laghierghe și vă invit să urmărim împreună principalul grupaj informativ al zilei. Un tânăr de 17 ani din Craiova s-a înnecat aseară în Jiu, cum s-a petrecut tragedia aflați la știri, imediat după titlurile ediției. Un tir a rămas ieri după amiază suspendat pe pasarela care face legătura dintre centura de nord și DN6, în pericol să cadă de la 10 de metri. Stadionul de atletism este pe punctul de a bate recordul în ceea ce privește întârzierile pe șantierele din Craiova. Centrul de zi pentru copii și tineri cu autism din cadrul ANCAR Craiova a primit astăzi de la Ford România și Fundația Gazeta de Sud materialele necesare pentru realizarea unei terapii revoluționare în România. În fiecare an, Jiul își cere tributul. Un tânăr de 17 ani din Craiova s-a înnecat aseară în râu, în apropierea podului de lângă Bucovăț. Băiatul intrase în apă să se răcorească și nu a mai putut ieși. Trupul neînsuflețit al adolescentului a fost găsit după 2 ore de echipele de căutare. Adolescentul cu domiciliul în comuna Dolgeană Celaru s-a dus aseară împreună cu prietena sa și mama acesteia din comuna Fărcaș-Dolci pe malul râului Jiu. În zona podului de la Bucovăț a intrat în apă pentru a se răcori, moment în care a fost luat de curenții de apă și nu a mai ieșit la suprafață. La fața locului s-au deplasat pompierii detașamentului 1 Craiova cu 3 autospeciale și o barcă pneumatică, dar și un echipaj smurt de la ISU Dolci. Au fost demarate imediat căutările sub privirile disperate ale rudelor sosite în zona producerii tragediei. Marin, povestește firul, cursul, de când veni de la școală și ce s-a întâmplat până acum. Să știu, dragul, să știu cum a murit copilul meu. Am pătrit 17 ani cu el. I-am făcut toate voile. I-am promis că îi fac orice. Deci eu vreau realitatea, că știu că nu m-a adus la viață. După 2 ore de căutări, la ora 23:50, trupul neînsuflețit al băiatului a fost găsit. Cadavrul a fost transportat la morga spitalului numărul 2 Craiova în vederea efectuării necropsiei, în cauză fiind continuate cercetările de către polițiștii dolgeni. Un tir a rămas ieri după amiază suspendat pe pasarela care face legătura dintre centura de nord și DN6. Acesta era condus de un bărbat de 49 de ani din județul Caraș-Severin, care mergea către Filiaș. Șoferul a pierdut controlul volanului, a rupt parapetul metalic, iar autocamionul a rămas suspendat în pericol să cadă de la o distanță de câteva zeci de metri. Din fericire, nu s-a întâmplat așa, iar pagubele au fost doar materiale. Șoferul s-a ales însă cu o amendă de 750 de lei de la polițiștii biroului rutier Craiova. Nu este pentru prima dată când pe podul respectiv se produc accidente, de cele mai multe ori din cauza vitezei excesive. Cele mai multe șantiere deschise în Craiova în ultimii ani au avut întârzieri ale lucrărilor. Campion la acest capitol pare să fie stadionul de atletism. Constructorul, dar și autoritățile au spus de-a lungul vremii că întârzierile au fost cauzate în special de pânza freatică de apă, aflată foarte sus, dar și de lucrările de la celălalt stadion. Construcția stadionului de atletism cu o capacitate de 5.000 de locuri a început în iunie 2015. Lucrările ar fi trebuit să dureze 6 luni, deci în toamna anului trecut primii atleți ar fi trebuit să alerge aici. Întârzierile au determinat constructorul și autoritățile să anunțe un alt termen de finalizare, decembrie 2015. Pe 6 ianuarie 2016, primarul Lia Olguța Vasilescu s-a hazardat în a anunța un nou termen de finalizare a lucrărilor, care nu a fost respectat. Și care este termenul de finalizare al stadionului? Al stadionului mic este depășit termenul de finalizare, dar așa cum am spus, din cauza unor condiții tehnice, probabil 2 ani. Din acest moment sau din momentul în care permite vreme? Din momentul în care se permite începerea lucrării. Au trecut aproape 5 luni din momentul în care primarul a făcut respectivele declarații. Problemele cu apa de pe șantier au continuat și s-au acumulat alte întârzieri. Am reușit să rezolvăm problema undeva în proporție de, să zic, 80% până în momentul de față, dar după ce vor fi drenajele pentru suprafața de joc funcționale, sigur nu vom mai avea probleme cu apa în partea de teren și partea de construcție. Asta însemnând că am exclus din ecuație această problemă.
problema având-o atât din punct de vedere al pânzei freatice, care este destul de sus în zona asta, cât și de apa pluvială evacuată de lucrarea din Amontele nostru, adică stadionul de Oblemenco, stadionul mare. Stadionul unde se lucrează. Care ei deversează tot către noi, noi colectând într-un bazin cu o pompă mare care deversează în oraș. Reprezentantul constructorului a avansat astăzi un alt termen pentru finalizarea lucrărilor. Am înaintat astăzi un grafic reactualizat către beneficiar, către Primăria Craiova, ca termen de finalizare fiind undeva 10 septembrie. Dacă s-ar respecta acest ultim termen, ar însemna că arena va fi gata cu o întârziere de aproape un an, în condițiile în care construcția sa trebuia să dureze numai 6 luni. Construcția arenei costă 1,6 milioane de euro și se face cu bani din bugetul local. Ziua Internațională a Copilului este sărbătorită în România și în alte aproximativ 50 de țări pe 1 iunie. De asemenea, o zi dedicată copilului este celebrată la date diferite în peste 100 de state. Sărbătorirea celor mici a fost propusă în 1925 la Conferința Mondială pentru Bunăstarea Copiilor de la Geneva. 54 de reprezentanți din diferite țări au adoptat declarația pentru protecția copilului. După această conferință, multe guverne au introdus Ziua Copilului. La 14 decembrie 1954, Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție pentru a proclama o astfel de sărbătoare, pornind de la convingerea că trebuie acordată o atenție deosebită generației de mâine, adunarea a recomandat cu acest prilej ca începând din 1956 în toate țările să fie instituită o zi mondială a copilului. Surpriză mare de 1 iunie la Centrul de zi pentru copii și tineri cu autism din cadrul ANCAR Craiova, Ford România și Fundația Gazeta de Sud au făcut o donație în valoare de 2000 de euro și au adus, pe lângă jucării și tot felul de cadouri, materialele necesare pentru realizarea unei terapii revoluționare în centru. Și asta nu este tot. O altă donație de 1500 de euro va fi făcută în scurt timp. Ford România și Fundația Gazeta de Sud continuă să se implice în comunitate și să-și ofere ajutorul celor care au nevoie de el. Reprezentanții filialei craiovene a Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România spun că aveau nevoie de o sumă mare pentru a achiziționa materialele necesare implementării acestei terapii revoluționare. Bani de care nu dispuneau și totuși copiii și tinerii din centru au primit astăzi, de 1 iunie, echipamentele cadou, alături de alte daruri oferite de Ford România și Fundația Gazeta de Sud. Valoarea donației se ridică la 2000 de euro. Probabil cel mai greu exercițiu de imaginație pe care putem să-l facem este să ne vedem pe noi înșine sau pe cineva drag nouă într-o situație dificilă sau uneori chiar disperată. ANCAR se află uneori în astfel de situații și este nedrept să ducă singuri această luptă cu prejudecăți, cu lipsuri, cu tot felul de lucruri pe care în mod normal ar trebui să le aibă. Nu este normal ca o asociație de părinți să se lupte singură și să ducă această luptă pe umerii proprii. De aceea am ales să venim alături de ei. Ford România iarăși ne sprijină, pentru că și de data aceasta partenerul nostru pentru achiziția de astăzi este Ford România. Și ne bucurăm foarte mult că am putut să oferim astăzi aceste daruri. Am primit niște materiale, de fapt, esențiale pentru ca terapiile pe care le desfășurăm în centru să aibă loc așa cum trebuie. Adică am primit materiale pe scurt necesare terapiei comportamentale aplicate și am primit materiale pentru a putea începe, sperăm noi chiar din 15 iunie, terapia 3C. Este o terapie nouă și revoluționară în România. Nu puteam să ratăm, fiind o asociație de părinți, și atunci avem și noi o persoană care face aceste cursuri. Mulțumim din suflet Fundației Gazeta de Sud pentru că ne-a permis să aducem această terapie. Fără materialele necesare, nu puteam. Nu este singurul sprijin pe care Ford România și Fundația Gazeta de Sud îl vor da asociației. În funcție de nevoile acesteia, o altă donație va fi făcută în curând și va fi în valoare de 1500 de euro, pentru că bucuria unui copil merită tot suportul financiar din lume și este în același timp neprețuită.
acrobație aeriene de înaltă clasă, salturi cu parașuta și numeroase alte demonstrații. Așa au fost întâmpinați copiii de ziua lor pe aerodromul Craiova. Micuții, dar și părinții care i-au însoțit, s-au bucurat de un spectacol de zile mari și nu puțini au visat că, într-o zi, vor cuceri și ei cerul. Cu sufletul la gură, copiii au privit evoluțiile piloților care s-au întrecut pe ei prezentând acrobații aeriene de înaltă clasă. Zbor din 91, planor. Din 2005 avioane, adică undeva spre 25 de ani de activitate în spate, din care vreo 15 ani numai de acrobație de performanță. A fost o secvență, o combinație de figuri, atât din catalogul sportiv FAI, pe baza căreia noi concurăm, este un sport internațional, dar cât și elemente de freestyle, elemente care, să zicem, încântă publicul, rotiri giroscopice și alte rotiri. Multe rotiri în general și fum și zgomot, că asta îi place publicului. Pentru copii, ziua de azi a fost una pe care nu o vor uita ușor și mulți dintre ei au început să viseze că, într-o zi, vor cuceri și ei cerul. Mi-ar plăcea să mă urc într-unul, dar mi-e frică să pilotez. Cum a zburat acel avion și s-a învârtit. Și ți-ar plăcea pe viitor să zbori și tu cu un avion? Evenimentul de astăzi a fost organizat de Aeroclubul Teritorial Craiova, care a ținut în felul acesta să marcheze ziua copilului. Având în vedere că în această perioadă pentru cei mici nu s-a organizat mai nimic, ne-am gândit ca să le oferim un spectacol cu ce facem noi zilnic și cu altele pe lângă activitatea aeronautică pe care o desfășurăm și, după cum bine ați văzut, am avut o dresură de cai, de câini, trupele de poliție, ne-au arătat niște exerciții de ale lor și, bineînțeles, o să continuăm cu activitatea aeronautică, o trecere cu un avion de aviație utilitară și salturi de parașutiști. Nu doar zborurile au atras atenția spectatorilor, ci și salturile parașutiștilor. Nu pot să compar cu altceva ce poate a fost încercat de majoritatea lumii. Cred că cel mai aproape ar fi senzația de libertate, dar mai mult de atât nu pot să spun că trebuie încercat. Cum se vede lumea de sus? Este mai curată, mai frumos și e mai răcoare sus. Felicitări domnului comandant Cristian Smarandache, acest adevărat părinte al parașutiștilor craioveni și dolgeni. Și prima aterizare, aplauze, bravo, felicitări! Este extraordinar, este o senzație deosebită. Reușim într-adevăr să ne punem în valoare atât anii de experiență, cât și pasiunile, astfel încât să putem în ziua de astăzi, de 1 iunie, să aducem o bucurie pe fețele copiilor și în același timp avem posibilitatea să ne facem pasiunea care ne-a consacrat și care ne-a adus în acest sport. Tot astăzi a fost prezentată și o replică a celebrului avion realizat de Traian Vuiacu, care în 1906 reușea primul zbor din istorie cu un aparat mai greu decât aerul. 1 iunie 2016, aerodromul Balta Verde, ziua internațională a copilului. În acest arc peste timp, pentru copiii de astăzi, un mesaj de suflet, un zgomot de motor de avion din partea străbunilor noștri. Numărul dolgenilor care s-au pensionat pe caz de boală a crescut ușor în 2016. Cele mai frecvente boli pentru care se acordă pensie de invaliditate sunt afecțiunile cardiovasculare și cele psihice. Totodată, în primele 4 luni din acest an, a mai crescut și numărul pensionarilor la limita de vârstă.
Mai multe persoane din Dol și-au pierdut capacitatea de muncă anul acesta decât în primele 4 luni ale anului trecut, fapt ce a făcut ca mai mulți oameni să ajungă să depună cereri de pensionare pe caz de boală. Practic, cererile de înscriere la pensie de invaliditate în perioada ianuarie-aprilie 2016 este puțin mai mare, numărul cererilor este puțin mai mare față de aceeași perioadă anului 2015, în sensul că acum, în aceste luni, au fost depuse aproximativ 700 de cereri și anul trecut au fost depuse aproximativ 558 de cereri. Deci cumva numărul celor care sunt bolnavi este puțin crescut, dar vom putea să vedem exact la sfârșitul anului, pe 12 luni, dacă acest număr crește sau nu. Pensionarii încadrați în gradele 1 și 2 de invaliditate nu au voie deloc să muncească, iar cei încadrați în gradul 3 pot munci doar 4 ore pe zi. Directorul Casei Județene de Pensii Dolj a dezvăluit și care sunt principalele 5 boli pentru care se acordă pensie de invaliditate. Afecțiunile cardiovasculare ocupă un loc fruntaș, apoi afecțiunile psihice sunt și ele destul de multe, digestive, respiratorii, pe ultimul loc aflându-se tumorile, acestea fiind de fapt și cele mai grave. Și numărul pensionarilor la limită de vârstă înregistrați la finalul lunii aprilie 2016 a crescut ușor, de la 108.000 în 2015 la 110.000. În total, Doljul are însă aproximativ 190.000 de pensionari, aici incluzându-i pe cei pe caz de boală și cei pensionați anticipat. SC Salubritate Craiova SRL a demarat astăzi prima campanie de deratizare pe domeniul public din 2016. Aceasta se va desfășura într-un interval de 12 zile lucrătoare și are ca scop combaterea rozătoarelor și menținerea lor la un nivel numeric redus. În zonele de acțiune, lucrătorii de la Salubritate au lipit afișe de avertizare a populației. Deratizarea se va face cu produse raticide avizate de Ministerul Sănătății. Întreaga operațiune va fi derulată cu sprijinul poliției locale. Suprafața totală pe care se va efectua deratizarea este de 741 de hectare. Programul va fi adaptat condițiilor meteorologice. Informare și consiliere, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională și facilități financiare. De toate acestea pot beneficia absolvenții de instituții de stat Promoția 2016 dacă se înregistrează în baza de date a AJOFM Dolj. Absolvenții care, într-o perioadă de 60 de zile, nu au reușit să se încadreze în muncă, au dreptul la indemnizație de șomaj. Procedura de înregistrare în evidențele AJOFM Dolj și solicitarea indemnizației de șomaj în cazul absolvenților presupune mai mulți pași. Înscrierea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă se face pe baza mai multor documente: actul de identitate, actul de absolvire eliberat de instituția de învățământ, adeverință medicală cu mențiunea apt pentru muncă sau clinic sănătos. Înregistrarea se poate face în cel mult 60 de zile de la absolvire. După această perioadă, tinerii pierd dreptul de a primi indemnizația de șomaj, însă se pot înregistra pentru a beneficia de serviciile gratuite de informare și consiliere, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională gratuită. Cât privește indemnizația de șomaj, aceasta se acordă pe baza unei cereri completate și semnate de absolvent, care va fi însoțită de mai multe documente: planul de mediere emis la înregistrarea în evidențele AJOFM, actul de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, dacă este cazul, adeverință de la medic cu mențiunea apt pentru muncă sau clinic sănătos, adeverință eliberată de organele fiscale teritoriale din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare. Indemnizația de șomaj poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii. Aceasta se acordă o singură dată pentru fiecare formă de învățământ absolvită, pe o perioadă de 6 luni, iar cuantumul este de 250 de lei pe lună. Cei care beneficiază de indemnizație de șomaj au mai multe obligații: să se prezinte lunar pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitați la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă la care sunt înregistrați pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă. Să comunice în termen de 3 zile Agenției orice modificare a condițiilor care au condus la acordarea drepturilor, inclusiv admiterea într-o formă de învățământ. Să participe la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de Agenție. Să caute activ un loc de muncă. Să înștiințeze înscris Agenția cu privire la apariția stării de incapacitate temporară de muncă, numele medicului prescriptor și unitatea în care funcționează acesta în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical.
Urmează acum informațiile meteorologice. Temperaturile scad cu 2-3 grade în următoarea perioadă. La noapte se vor înregistra 14 grade la Craiova, 15 la Drobeta, Turnu Severin și 16 grade Celsius la Calafat și Caracal. Mâine cerul va fi senin la Craiova și Filiaș, dar parțial noros la Slatina și Cetate. De asemenea, sunt șanse să plouă în mai multe localități, precum Târgu Jiu sau Râmnicu-Vâlcea. Mercurul din termometre va indica 25 de grade în aceste două orașe, 26 la Craiova și Drăgășani și 27 de grade Celsius la Calafat și Corabia. Știrile se încheie aici, urmează în câteva momente jurnalul sportiv. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să rămâneți în continuare alături de Alege TV. Pe mâine!